sunt Tanțalupu și vin din Vinscri. Ce declarați că vă trunchiază declarațiile și spun minciuni. Am înțeles, voi vedea. Voi mă convinge imediat. Da. Să ne spuneți de unde veniți? Din Vinscri. La 100 de km de Brașov. Ce ați venit astă seara aici? Pentru a spune, a mi-arăta supărarea față de ce se întâmplă în România. Cu adevărat. Ce se întâmplă nu ne poate ne lăsa așa. Suntem obligați să ieșim în stradă, ca români, ca oricine. De asta am venit în seara asta aici. Nu sunt de acord cu această minerii de ceanuri. Absolut deloc. Dacă aici acum nu se rezolvă nimic, ce urmează să mai faceți? Vă spun ce urmează să mai faceți. Chiar dacă noi nu rezolvăm nimic, chiar dacă suntem puțini, și așa și pare, și așa și vor, vă spun ce va întâmpla. Dumnezeu e de partea noastră. Numai Dumnezeu ne poate ajuta. Asta vă zic clar și sigur. Pentru că cred în această mișcare, este obligația noastră ca și cetățeni ca să ne exprimăm punctul de vedere, să arătăm guvernanților noștri că au depășit o linie. Este obligația noastră ca cetățeni, spiritul nostru civic nu trebuie să moară. S-a depășit linia. Mulțumim, de ce te-ai alăturat astă seară, după atâtea săptămâni și săptămâni? După atâtea săptămâni și săptămâni, păi am venit la Brașov să fiu alături de brașoveni. Am fost cu ei și la Câmpeni. Sunt oameni frumoși, sunt oameni demni, care, da, luptă pentru ceva ce este considerat un ideal. Din punctul meu de vedere, este o libertate și... Ah, sunt foarte emoționată. Ce urmează? Ce urmează? Dacă nu se rezolvă nici acum nimic, ce mai urmează? Alte proteste? Ideea este că scopul nu este de a protesta. Și să sperăm că o să fim nevoiți să ieșim cât mai puțin în stradă. E tot ce ar trebui să... Din punctul meu de vedere, ar trebui să începem fiecare, rând pe rând, să ne trezim tot mai mulți. Pentru că, da, suntem foarte puternici. Bun, să ne spuneți încă o dată la Brașov ce se întâmplă din nou astăzi aici. De ce am venit azi aici? Am venit să-mi cunosc roșienii, susținătorii, am venit să mă întâlnesc cu oameni care gândesc la fel ca mine, care văd problema de la Roșia Montană la fel ca mine și am fost în toată țara și mă duc de câte ori trebuie și sper și îmi doresc, sincer, ăsta de fapt va fi proiectul meu final, să-mi salvez casa și pământul Roșia Montană. Dacă nici acum nu se rezolvă nimic, care ar fi următorul pas? Deci, repede nu se va rezolva. Deci, datorită protestelor, ați văzut, polițienii au dat înapoi, încearcă să tragă de timp. Ei cred că noi ne vom plictisi. Se înșală. Le-am demonstrat că 14 ani de zile nu m-am plictisit și nici nu mai vom plictisi. Pentru că eu am viața mea, am libertatea mea, ei au nevoie de bani, au nevoie de corupție, au nevoie de voturi și așa mai departe. Ei sunt cei vulnerabili, nu eu. Eugen David, îmi place să zic țăran din Roșia Montană. Dar noi cum să vă scriem pe burtie? Da, și reprezint Asociația Alburnu Zmaiul. Președinte e foarte devalizat și are conotație negativă.
Thank you.
această seară aici și de ce a fost nevoie? Aproximativ 40 de jandarmi sunt în serviciu. Este vorba despre un meeting autorizat doar în fața prefecturii, între ora 16 și 22. Manifestanții au dorit deplasarea în piața Sfatului. S-a făcut această deplasare pe strada Republicii, în zona pietonală. De asemenea, la întoarcerea către prefectură, au încercat blocarea unei căi rutiere și jandarmii aflați în cordonul de ordine pentru însoțirea și pentru siguranța acestora au acționat pentru deblocarea părții carosabile și pentru punerea la dispoziția mașinilor a părții carosabile. S-au folosit cumva și spray lacrimogen? Nu, nu au fost folosite astfel de mijloace. Au fost ridicate anumite persoane care... Este vorba despre trei persoane care au fost conduse la secția de poliție pentru legitimare. Știm că nu este autorizat acest protest pe strada Republicii, nici în piața Sfatului. Ce risc acești oameni pentru acest lucru? Probabil vor fi sancționați. Există o anumită amendă care se dă sancțiune? Deocamdată se studiază dacă este vorba despre avertisment sau sancțiune pecuniară.